Pizza perfectă. Mai repede, Odi, și mai supărat și mult mai nerăbdător decât atât. Aș umbla eu de colo-colo nerăbdător, dar e mai ușor să-l pun pe Odi. John a comandat pizza aia în urmă cu aproape 12 minute. Ah, e prea târziu pentru mine, sunt lihnit. Dacă ar veni în clipa asta, aș fi prea slăbit ca să răspund la ușă. Răspund eu. Aduc eu pizza. Aduc eu pizza, tu scoate banii. Atenție, motan înfometat. Hrănești vreodată motanul? Nu mai mult de 10 ori pe zi. Ah, pizza lui Vito. Cea mai bună pizza din lume. Ceva nu miroase bine. A fost cea mai rea pizza din cât am gustat. E uscată și fără gust. Vito, ce mi-ai făcut? Palatul pizzeria al mamei meschină? Da, știu că nu am comandat de la Vito, dar am avut un cupon la pizzeria asta. Nu te superi, nu-i așa? Da! Bine, cred că te-ai supărat, nițel. A, domnule Arbuckle, mă bucur să vă revăd. Mă bucur să văd orice client. Vito, nu merg afacerile? Afacerile merg îngrozitor de când s-a deschis pizzeria asta alături. Uitați-vă la monstruozitatea asta. Palatul pizzeria al mamei meschină. Palatul pizzeria al mamei meschină? Ea a făcut pizza aia îngrozitoare? Au cupoane, reduceri, concursuri. Poftim, mi-au furat toți clienții. Atunci, de ce nu-mi vinzi mie dărăpânătura asta ca să-mi extind afacerea? Niciodată! Sunteți... Da, sunt mama meschina. Poftim un cupon. 12 pizze la preț de una. 12? E o afacere bună. Nu știu dacă sunt comestibile. Pizza e oribilă, așa cum o face el. Dă-i voie lui Vito să-ți arate cum se face pizza. Aluatul se frământă cu mâna. Îl gust ca să văd dacă e bun. E perfect. Învârt pizza cu degetele. Pun sos, mult sos, apoi cașcaval. Mai mult chiar. Apoi adaug salamul, peperoni, ceapa, ciupercile și anșoa. Bine, fără anșoa. Ce răguț! Vreți să mă urmați, vă rog? Dați-mi voie să vă arăt cum se face acum în modernitate, în mod econom. E mult mai bine să o prepar cu un aparat. Pizza Grand 7000, capabil să coacă 10 pizze pe minut. Chestia aia face pizza? Pizza de mașină? E inuman, e vulgar, e ridicol! Pizza e gata. Poftim, pizza fierbinte. Nu așa se face pizza. Eu vreau să gust o felie. Vrei să gust și tu una? Nici vorbă, am gustat deja una din așa zisele pizze. Aș vrea o pizza cu de toate, vă rog. Dă-mi voie să-ți arăt cum funcționează. Domnule mama meschina, sigur, o pizza cu de toate. Arăt cumva ca o minge de aluat? Nu-mi răspundeți! Ajutor! Pizza asta are gust de carton. Nu, nici vorbă. Specialitatea mea cu carne are gust de carton. Asta are gust de polistiren. Usturoi, peperoni, ceapă, piper, anșoa. Hei, fără anșoa. Ananas. Da, bine. 5, 4, 3, 2. Pizza e gata. Poftim, amice. Când am spus o pizza cu de toate, nu m-am referit la o pisică. Ei, am gustul mai bun decât una din pizzele alea dezgustătoare. Regret, mama meschina. Nu o să mai comand niciodată de aici. Ce zici dacă ți-aș oferi o reducere?
Reducere? Și concursuri cu premii mari în bani. Premii mari în bani? Da, da, oh, da. Vezi? Da, da. Promoțiile mele vor călca pițele tale în picioare. De asta îmi vei vinde mie afacerea ta ca să o distrug și să mă extind. Pizzeria lui Vito, îmi pare rău, închidem. Sunt Eddie Gourmand, celebrul critic culinar de la televizor. Sunt sigur că ai auzit de mine sau mai văzut, nu? Am decis să-ți gust pizza. Dacă îmi va plăcea, o voi recomanda la milioane de oameni care se uită la emisiunile mele de la televizor. Îmi veți recomanda pizza la milioane? La milioane! Trimite-ți o pizza pepperoni mare la mine acasă pe strada Vafe 747 în 30 de minute, alminter, tai, tai! Asta e șansa mea! Eddie Gourmand îmi va gusta pizza! Eddie Gourmand are un impact imens! Mai rău e că are gusturi bune! Ei, din calea mea, mama! După ce Eddie Gourmand va spune lumii despre pizza mea, mulțimile vor da buzna în pizzerie! Va trebui să am grijă ca asta să nu se întâmple! Dar, Vito, eu nu mă pricep să livrez pizza! Mașina mea e defectă! Pizza trebuie să fie la adresa asta în... Oh, 12 minute! Grăbește-te! Așteaptă-o pe vedeta emisiunii! Lasă-le! Trebuie să facem ca pizza aia să nu fie livrată! Mamma mia! Mamma meschina încearcă să oprească livrarea! Nu pot permite asta! Dacă nu ajung în strada Vafe 747, adio pizzeria lui Vito! Urcă! N-am auzit niciodată de strada Vafe. Caut-o pe hartă. Ceea ce va fi cam greu, de vreme ce asta e harta Portugaliei. Încearcă să ne scoată de pe drum. Mama meschină, încearcă să ne oprească să livrăm pizza lui Vito. Se pare că da. Prea bine, amice. Dăm pizza aia. Care pizza? Am eu cumva o pizza? Ai 3 secunde să-mi dai pizza aia, amice. Individul joacă dur. Ar trebui să fac ceva. O să am nevoie de muniție. Ascultă, am putea uita de toată treaba asta cu pizza și să comandăm mâncare chinezească. O, mama, se pare că aveți o mașină de livrat pizza la pachet. Mașina noastră! La drum, avem o pizza de livrat. Lăsa să scape! Sunt chiar în spatele nostru! Astea sunt pițele lui mama meschina. Ăsta e singurul lucru pentru care-s bune. Sunt niște frisbee grozave. Fii atent, conduci ca apucatul! Nu văd nimic! Am parbrizul plin de pizza! Ai reușit, Garfield! Nimic nu ne mai poate opri acum! E inutil! Într-un minut trebuie să fim pe Vafe 747! Nu chiar! Aici e strada Vafe 747! Am ajuns! Repede! Dăm pizza! Da, asta nu e! Taman la timp! Era și timpul! Încă 10 secunde și ai fi primit o critică negativă! Poftim! Gustați! Vă va plăcea! E cea mai rea pizza pe care am mâncat-o în viața mea! Pizza mea e cea mai rea? Poftim! Asta e o pizza adevărată de-a lui Vito. Palatul pizzerie al mamei meschina?
Asta nu e pizza lui Vito. Da, asta e pizza lui Vito. E cea mai bună pizza pe care am mâncat-o în viața mea. Mulțumesc, Motanule, meriți și tu o felie. Credeam că nu o să mai oferiți. Așadar, pentru cea mai bună pizza de pe întreaga planetă, Mundo Mundo, duceți-vă la pizzeria Vito. Dacă vreți cea mai rea pizza de pe planetă, duceți-vă la Mama Meschina. E oribilă! Îl iubesc pe Eddie Gourmand. De fiecare dată când se difuzează asta la televizor, primesc 100 de comenzi. Văd și eu. Poate pot reprograma mașina de făcut pizza pentru a face cauciucuri cu un cadru din oțel. Ar avea același gust. Vă sunt recunoscător pentru ajutor. Tuturor, de acum încolo, oricând doriți pizza, sunteți invitații lui Vito. Oricât de multe pizze dorim. Se va opri vreodată? Desigur, va ajunge la pizza cu anșoane în cele din urmă.